Andreea? Ai avut în 2018 destul de complicat, cu bune cu rele, s-au întâmplat multe lucruri și bune și rele. Tu cum ai descrie anul ăsta? Ce lecție ai luat? Anul 2018 pentru mine a fost un an extrem de intens, cu foarte multe provocări și foarte multe lecții. A fost un an care poate la prima vedere ar părea foarte greu, dar a fost un an absolut minunat, care mi-a adus niște lucruri pe care probabil că nu le-aș fi căpătat niciodată dacă nu ar fi venit toate provocările și toate lecțiile pe care mi le-a adus. Pentru că o schimbare întotdeauna aduce ceva bun și când primești ceva bun, întotdeauna lucrurile se întâmplă un pic mai greu. Și în viață sunt momente mai bune și momente mai grele și întotdeauna momentele bune sunt atunci când ești cumva în flow, cum se spune, iar momentele grele sunt doar pentru a te ajuta să renunți la lucrurile de care nu mai ai nevoie, pentru a face loc pentru cele care sunt importante pentru tine. Dar când erai în momentele acelea, înprinse în, să zic așa, puteai să gândești, să te autosugestionezi cu ce spui acum? Bineînțeles că da, m-am educat și am învățat că toate lucrurile care ne sunt date sunt niște lecții de la Dumnezeu, sunt niște provocări pe care ne aduc într-un moment în care e important să învățăm că trebuie să dăm drumul la lucrurile de care suntem atașați și care nu ne mai folosesc. Cum stai cu sănătatea? Ești bine acum? Ai grijă de tine? Foarte bine, mulțumesc! Sunt foarte bine din toate punctele de vedere. Ce aștept de la 2019? Mai multe provocări și să mă bucur de toate lucrurile pe care anul 2018 mi le-a adus, să le dezvolt și să le fac să fie mai frumoase. Da, te-am întrebat de sănătate pentru că am văzut că ieri erai pe la Constanța, în seara asta deja ești aici și, adică tu chiar ai, cum să zic, ai rărit-o, să zic așa, cu eforturile, că nu-mi pare să știi din ce văd în social media. Aseară am fost într-adevăr la Constanța, la lansarea cărții, Descoperă-te, și atâta vreme că sunt și fac, cât fac lucruri care îmi fac plăcere și mă bucură, mă încarc cu energie și atunci mă simt foarte bine. Atunci când nu fac lucruri care să-mi plac, atunci când fac lucruri care nu-mi plac și pe care sunt obligată să le fac, mă consum foarte tare și atunci devin foarte obosită. Te rog să ne spui ce porți în seara asta. Port o roche creată de Stefan Pelger. Ca de obicei, la brazii de Crăciun, el îmi creează rochea.